Un nou atac la Doroftei, venit din partea lui Rudel Obreja, fostul președinte al Federației Române de Box. Obreja l-a acuzat pe actualul șef că a vrut să-și ia viața după un meci de la campionatul mondial din 1997. Susține că atunci Moșu a pierdut în fața unui pugilist georgian, iar de supărare a vrut să se sinucidă. Doroftei spune despre Obreja că inventează și face orice pentru distrugerea boxului românesc. Interesant este că cei doi sunt prezenți la gala profesionistă de la Galați. Doroftei a venit să-i susțină pe boxerii români care se bat în gală. Printre ei și ploieșteanul Iulian Cobra Ilie. Alături de el sunt prezenți antrenorii Titi Tudor și Ion Moroiță, ultimul fiind cel care l-a făcut campion mondial pe Cristian Ciocan, pe vremea când era junior în lotul național.